Bine, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod de Assassin's Creed Liberation. După ce am terminat DLC-ul din Assassin's Creed 3, am înaintat cu jocul, bineînțeles cu seria, mai bine zis, și mergem mai departe să vedem ce mai întâmplă cu această serie minunată pe care încercăm să o ducem la bun sfârșit, să vedem dacă vom și reuși, să sperăm că da. Vreau să termin anul ăsta, neapărat. De fapt, anul viitor, că deja suntem foarte aproape de un nou an. Așa că hai să trecem la treabă, să-i dăm aici Start New Game. Aveline. Lăsăm așa tătuțul Aveline să fie. Ci că jucăm cu o femeie de data asta. Să vedem, aș tare curios dacă e o fitișcană bună sau e o băbetă. Connect with the past. Hai să vedem despre ce este vorba. Relive history. Mă, ce tare se aude. Și am dat volumul un pic mai încet. Abstergo's incredible research into genetic memory. Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Bun. Trebuie să fac ceva aici sau? Ok. Se pare că nu. Ia să vedem grafica din acest joc cum e. Pare interesant. Foarte multe doamne, domnișoare, madame. Da, este un joc nu foarte lung, adică undeva la 5-6 ore de gameplay, adică vom termina la fel de repede ca și pe DLC. Wow, ia vezi tătuțul. Cu asta mă joc. Really? Asta e asasinarea? Asasinarea, aia că am zis-o, dacă e. Asta e, știu cum să zic, la femeie mâncați așa, asasinul nostru? Hai să zicem tot așa, că nu merge să zic la, nu știu, ia ziceți-mi cum ar trebui să zic la asta. O să zic, asasinul nostru, tate, de nădejde. A, și nu cred că trebuie să te apăsăm, trec dreapta și ca să fugim, bro. Trebuie să urmărim această găină, trebuie să o prindem, de fapt. Hai să asasinăm această găienuță, să o punem la oală. Ia uite ce început frumos. Ce crezi că o pot prinde? Ia uite ce fuge nenorocita. Bă, nu mai fugi, nenorocit-o. Fugi mai tare decât mine. E bun? Oh. Nu e bună. Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hard working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health. And all, not counting the missing dolls. Mama? Ne-am cam rătăcit aici. Dar parcă nu-mi place cum se vede, se vede blurat rău. Dați-vă și blurat se vede jocul. Las două secunde, ținut un pic la setări, tate. Să vedem, avem o ușă în blur pe aici, deci așa, bam, display, monitorul, shadow quality, texture, quality, V5, dar nu avem niciun ușă în blur pe aici, mâncați așa. General, o fi pe aici? Ah. La controle n-are ce să fie. Dar se vede super nașpa, nu știu, așa trebuie să se vadă, adică? Se de foarte blurat la distanță. Extrem de blurat. Arăsăm așa, poate așa e jocul, nu știu. Hai să fugim un pic, tate. Dacă cred că trebuie să ne căutăm mama acum. Am despărțit, am încercat să prindem acea găină. Nu înțelege nimic ce se întâmplă. Urmărim pe această femeie, cred că asta e. Deși ia să vedem, ea lui? Ia o fi, de ce pleacă? Cred că e ea. Sincer. Mama?
Nu? Pardon, madame. Nu ia. Cum, bă? Cu mine? Bă, cum s-a arestez o fetiță, tate? O fetiță așa adorabilă, uite ce mărlănoi. Dar ce am făcut până la urmă, adică? Simplu cam... The fuck? Cred că ceva nu e bun aici. Și acum ce naiba s-a întâmplat? Cine e asta? Trebuie să mă bag cu ăștia, tate. Trebuie să le dau 3 counter. Ia vezi tătuțul. Asta o fi... Mother? Da, bă! Și cu asta o să jucăm, bă, na, ce urât se vede jocul. Trebuie să fac cumva. E de oribil. Mai lăsăm așa un pic începutul, dar... Poate să le reparăm. Cumva. Știm din ce cauză. Vede așa. Poate așa e începutul, nu știu. Ia vezi, tati! Ia de aici. Ia de aici, tătuțu. Mamă, ce bucăți le-am dat. Dacă a venit ăsta. Oh, what? Bro, ce-a fost asta? Uita mai șerpalău, frate, din guriță. Ah, a fost un coșmar. Cred că de-aia se vedea așa, bă, că a fost un coșmar. Mă, ce șerpalău, s-a lăsat din gură. Uita mai snake-ul. Da, Nightmare City. A fost doar un vis, îmi pare rău că te-am trezit. Dar ar trebui să fii, da, mama noastră. Sau de fapt nu e ca și o mamă, cred. Bun, da, un început în forță, sincer. Da, cred că mama noastră o muri pentru că o avem acolo. Asta e ca și o mamă. Unde ai plecat? Sau s-ar putea să fii și dispărut, să nu fii mort încă. The night has better uses than sleep. Interesant că putem să jucăm și cu un caracter feminin. Mai ales că eu sunt fan al jocurilor unii pot să-mi aleg caracterul feminin. Deci în fiecare joc, dacă a fost vreo posibilitate să-mi aleg caracterul dintre mascul, feminin, mereu am fost de partea feminină, sincer, nu știu de ce. M-a plăcut mult mai mult, mai agil, mai așa, mai altfel. Da, bă, și se vede bine acum, da. Ăla era așa început, de-aia se vedea așa blurat, mă gândeam eu. Așa că comenzile sunt diferite, deci pe shift acum intrăm în modul de a vedea obiectele care ne trebuie sau sunt anumite personaje care le puteți găsi mai ușor folosind această abilitate. Acum să vedem, deci click dreapta ca să fugim. Asta nu prea îmi place, că eu eram obișnuit cu shift-ul, deci a schimbat comenzile, efectiv. Jump-ul la fel. Trebuie să mă duc jos acolo. Deci ținem apăsat pe click dreapta, împreunat cu space-ul. Bum. Mărețul jump. De asasin. Și tot costumați asta, sincer. O putem vedea din cauza că e noapte. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guys, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral. Ok, deci la catedral deasupra trebuie să mergem acolo, ar trebui să începem investigația asta, cică. Hai să vedem. Așa, avem aceste boli pe care le putem urma, cred. Da, interesant și chestia asta ca să ne fie mai ușor. Cumva, da. E ok, ok. E un pic diferit față de precedentele. Deci de aici au început schimbarea, să zic așa. Deci până la DLC-ul din Assassin's Creed 3 au fost cam la fel toate. Dar de aici văd că schimbare nu mare momentan, dar vom vedea pe parcurs cum se va comporta. Asta are curios. Și am zis, nu e un joc foarte, foarte lung, e un joc tot așa metitel ca și un DLC, să zic. Face parte tot din Assassin's Creed 3 cumva.
Adică eu din Assassin's Creed 3 am pornit Liberation, am și DLC-ul și ăsta, pronate cu al treilea joc. Și cum s-a făcut zi așa dintr-o dată, adică am urcat în tunel, era noapte și s-a făcut zi deodată. Mai aveam atâtuca. Ok. Interesant. Aici ne prezintă Ubisoft, mărețul gamer. Da. Ați înțeles voi. Assassin's Creed Liberation HD. Avem și remaster-ul, adică noi l-am părinte pe remaster, ceea ce e bine, pentru că grafica îmbunătățită față de normalul. Dar arată bine jocul, după cum puteți observa. Arată bine, în cont că e un joc destul de vechi. Hai să vedem unde putem să sărim. Vreau să sar și eu, tate. Aici, ca un adevărat bombardier. Hai să dau un synchronization mai întâi. Oh, de când am mai făcut chestia asta? În DLC n-am apucat să fac. N-am luat niciun viewpoint de asta. Dar uitați-vă că aici le avem din nou. Deci revenim un pic înapoi în timp. Bum. Iha. Nice. Da, bă, arată chiar bine jocul. Arată bine, s rău. Vreau să mă uit un pic și pe mapă să vedem ce chestii sunt și cum arată minimapul ăsta. Bine, minimapă, reața mapă e destul de mare. Vedeți că nu e descoperită toată, avem o grămadă de are de chesturi. Avem iară shop-urile astea care, vă aduceți aminte, ne ajută ca să ne îmbunătățim bara de HP, upgrade la anumite arme și tot așa, iată. Nu știu dacă o să stau acum să le fac pe fiecare, țin cont că e un joc destul de scurticel. Să vedem, poate facem și niște side quest-uri. Depinde, să vedem dacă sunt drăguțe sau nu. Ei, și aici o avem pe Averine, ia să vedem. Chain kill ability, oh, bun, aici avem ar... Asta cine ar trebui să fie? The Lady. Weapons așa... Acum am venit de aici? Da. Am înțeles. Oricum, costumația destul de interesantă chiar. Așa, adică dacă e... Ia. Mai vreau să văd ceva. Vedeți că noi avem cumva 3 caractere sau e același caracter și schimbă costumația cumva, că n-am înțeles. A, trebuie să... Da, bă, uite. Deci trebuie... Deci noi avem... E aceeași persoană, deci putem să fim... Da, acum m-am prins. Deci aceeași... Același caracter. Asta e The Lady. Asta e cum ar veni asasinul și asta e sclavul. Sclavul încheie de vede, că nu suntem. Trebuie să ne luăm acum, intrăm în viața normală cum ar veni, viața de jos. Să nu ne recunoască nimeni că suntem asasini sau așa mai departe. Ok. Da. O să fie mai greu acum pe lângă gărz, o să fie mai dificil un pic. Dar încă avem abilitățile, adică de asasin. E problemă. Bă, mă enervează chestia că trebuie să ții mereu apăsat dreapta ca să poți fugi. Jocul arată fenomenal de bine, sincer, bă. O să văd și aici. Ah, am crezut că e ceva, dar nu, nu, am înșelat. Nu știu câte viewpoints-uri de astea avem deblocate acum. Nu avem mai deloc. Deci vom reveni ceva mai târziu. Probabil, momentan, hai să facem niște main quest-uri, să înaintăm un pic în poveste, să avansăm. Arată bine jocul, sincer. Arată bine. Hop, hop, hop. Azi de movement-ul cum e. Parcurul. E destul, ok. Mai ok, oricum. DLC-ul mi-a dat niște bătăi de cap, deci fără mișto. Ori am fost eu ghinionist și pur și simplu au fost fazele alea în care nu puteam să mă controlez, cum
vroiam eu. Făcea caracterul tot felul de chestii pe care nu vroiam să le fac. Ori nu știu. Asta se mișcă chiar bine, adică chiar se mișcă super bine. Și parcurs ca și movementinos. Să vedem, mai târziu cum se va comporta. Go to the city gates. Ok. Ajuns aici la măreața poartă. Să vedem unde ne va duce. Un căruț. Oh, trebuie să mă ascund rapid în vagon, bă. 10 secunde, trebuie să fiu foarte rapid. Salutare, brodare. Oh, trebuie să ne infiltrăm acum, fără să fim detectați. Hai să vedem. Ok, trebuie să luăm o de asta. Așa, acum putem să trecem gen pe lângă ei, fără să fie nicio fel de problemă, nu? Mă gândesc. Asta e să avem acum vreo problemă. Trebuie să ne lasă ăștia. Bine, sunt ăia din spate care... Deja au pus ochiul pe mine. O să și fug. Să vorbim și cu sclavii, dar nu știu cu care. Cu aia de acolo, cred. Muncitorii, nu, să le, nu știu cum să le scup. Sărăcuți oameni de aici, de jos. Hai să vorbim cu ăștia. Who are you? How did you get past the guards? Cine ești, cum le-ai trecut de guards? Don't need no more. Avem destul de probleme pe cap, nu avem nevoie mai multe cică. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Evelyn, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt, today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. Pare că n-au scăpat. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Deci să găsim urmele acestor așezi. E simplu, sau dacă sunt mai mulți, cred că decât o singură persoană, să vedem dacă o găsim. Să dăm de urme acum, să vedem cum ne întoarcem. Să urcăm pe aici, pe undeva. Bă, până acum îmi place jocul. Un început chiar foarte, foarte mișto. Sincer... Care nu mi-a plăcut așa mult, a fost DLC-ul, deci DLC-ul parcă nu prea m-o captiva. Deci cam deloc și finalul așa cumva, sick. Dacă să... Zic așa. Bă, aici e o chestie care nu-mi place, că trebuie să țin mereu click de alta ca să fug. Nu s-a obișnuit încă. Hai, dăm un synchronization. Poate dăm de urmi de aici, de sus. Te zici odată că e nici când nu ne zici că am un FPS. O, și avem 2 din 19, nu sunt foarte multe viewpoints după cum puteți vedea, că s-ar putea să le luăm pe toate, mai mult ca sigur o să le luăm. Sunt fan al viewpoints-urile. Chiar am uitat. Aici trebuie să ții 70.000 de butoane apăsate ca să meargă treaba. Cred că era mai ok dacă mă duceam pe sus. Sincer, trebuie să investigăm hambarul. Și sincer, cred că era mai ok dacă o luam eu pe sus, ca să nu mă vadă absolut nimic, deci o să mă întorc un pic înapoi. O să luăm tot așa episoade de o oră. Asta mi-ar ați văzut ce merge treaba. Prime 10 episoade, tate, nu 40 cât ar trebui, bine cât ar trebui, cât filmam înainte, câte 20 de minute episodul, 20-25 de minute și filmam de episoade. Nu, toate, primam 10 episoade, terminam și eu cu 6. Parcă am mai mult chef, așa, nu trebuie să închide iar episodul, iar să-l... Mi este și mie mai ușor, nu trebuie să editez dacă va fi nevoie de editat, bineînțeles, că sunt și episoade care nu trebuie editate, care... Aia sunt unele care dau multe decesuri consecutiv și trebuie să le editez ca să... Ca să vină pe episod.
Ia să vedem. E nice. Am uitat în hambara. E cineva aici, cred că e aia despre care ne-a vorbit ăla. Darius, așa îi zice? Speria, sunt un prieten. Cine a făcut asta, mai ești tu? The sun? Fiul ei. I'll get you to safety. You'll pay for this. Ia uite, bă, că a venit un nenorocit aici. Guards, hurry! We've got rats in the barn. Auzi la el. Nitratează. Azi chiar atât noi lui acum. Ia vină cu apurangiule. Bum. Ia de aici. Mamă, ce bucăți. Mamă, ce bine se simte. Așa, da, parcă e altă viață. N-a trebuit să ai în grijă. Pentru că n-aveam foarte multă viață. Nu, a murit. Mamă, n-a ce... Bă, două bucăți mi-a dat. Trebuie să ținem cont că suntem oameni normali. Nu suntem asasini. Trebuie să ai în grijă, bă. Trebuie să dăm cu counter-ul. Încă o dată, bam. Bam. I-am luat arma, nice. Deci dăm cu counter-ul. Mamă, ce bine se simte. Față de DLC. Vă jur că se simte super bine. Gameplay-ul așa parcă mi-a fluid un pic. Sărăcuța. Stai lângă mine, trebuie să ne grăbim. Trebuie să ieșim de aici, nu te speria. Atâta timp cât sunt aici. Trebuie să-i scurtăm acum, în siguranță, pe Teresi. Hai să vedem cum vom reuși. Pentru că sunt gărzi. Destul de multe. Evelyn, my daughter. Ah, și acum suntem lady. After the nightmare, I want to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. Ah, ce viață triplă ducem. If not to your safety, then to your reputation. Da, trebuie să îngriji de reputația noastră, cică. I wish you would. In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered the woman. Da, și mai povestim cum am descoperit acea femeie. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon outside. In the street, ma. Evelyn. Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish or worse. Azi dacă va fi alături de noi. Nu prea. You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Oh, bine că a fost alături acum de noi și că o putem ajuta oarecum. Dar cunosc eu genul ăsta de femei. Este o femeie de aia care are reputație și nimic nu e mai presus decât reputația ei. Să vedem acum pentru cât timp. Ce mai suntem o ducesă. Ia uite, bă, viață triplă. Avem aici, astea trebuie să le rupem, le dăm jos toate porcările alea, pentru că e deja pus în, cum să zic, dispariții, nu știu cum naiba să zic. Și trebuie să cumpărăm haine? Leveling cloth. Ok, hai să mergem. Bă, ce bine, e fain. Are un început foarte fain. Sincer, vă zic. Până acum mi-a plăcut. Tyler. Ia vezi că am intrat și înăuntru. Nu mai stăm afară ca în 2 sau 3, nu mai țin minte. În 2 parcă. Ok. Select. 50, avem 550 și să luăm astea. Da, sunt sigur că vreau să le cumpăr. Și am obținut acest echipament, aceste haine. Ia să vedem. Cred că trebuie să le dăm la aia. Pentru ea le-am luat. Diretis. Sper să le țin minte numele măcar la câteva. Avem după noi, după cum puteți vedea. E cu
E cu hainele, cred. Ok. Hai după mine, my sister. Mi se pare că e totul frumos prin acest oraș. Toată lumea se distrează. Nu le pasă de nimic. Ia vezi, tutu. Avlin, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, papa. I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Ne avem și gentlemani avem noi pe aici. Good day, papa. There he is gone. I can tell you now, Avi. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Ok. Bun. Ia zi ce trebuie să mai facem. Stai că am vrut să fac ceva, că deja am intrat în porcăriile astea. Oameni așa. Ok. Adică avem și aici un viewpoint, vreau să-l iau. Și eu mereu apăs și bă. Sincer. Mi-aș pune comenzile care le aveam înainte. Le aveam în precedentele, că nu s-au obișnuit, dar le lăsăm așa, că cine știe, poate și următoarele jocuri vor fi la fel. O să crească să ne obișnim. Acum mă urc sus, dacă mă pot urca. Eu acum nu mai sunt un asasin. Nu prea pot urca. Ia vezi toate, chiar nu pot urca. Chiar deloc. Trebuie să avem grijă la posturile astea. Vedeți, mai e un poster aici jos. Trebuie să mă duc să-l dezlipesc. Îl dau jos, mai bine zis. Ca să nu fim detectați oarecum. Mă, și melodia asta cumva mi-aduce aminte de Witcher 1. E și asemănătoare cu aia din Witcher 1. O melodie tristă era așa acolo. Până mână untru aici. Poate vom reveni iară în formă unui asasin. Customer relations are strained enough without shipments disappearing. Your frustration is understandable, monsieur. In your position, I should demand a full investigation. Please, let me look into it. I will go talk to monsieur de Saint-Maxon. Mi se pare că s-a vrea să mă gătrească cu el însuși cu ăla. At least I know I can always rely on you. Îmi pare că o să ar putea să fie un prieten cumva foarte apropiat de my father, zic așa, dar știi să stăm în spatele ăsta, în afară să fim detectați, deja m-am văzut, nenorocitul. Știi să stăm în urma lui. Oi, da, să acum să stau eu în urma ta, dacă tu te uiți deși eu sunt la un kilometru de tine. O să fie destul de greuț. Să reușim, n-avem ce face, n-avem încotro. Iară văd el ceva. Iară a văzut el ceva. Leacă-mă! Leacă-mă! Dar trebuie să păsăm un pic distanța mai mare. E cumva ciudat să controlez o ducesă atât de drăguță cum Avelin. Avelin, chiar îmi place numele. Avelin, țin minte. Este nume. Să nu fiu un fel de Altair numai. Vedeți că ăștia sunt acum apropiați, că apare inima aia deasupra, mă gândesc că na, n-avem probleme cu gărzile deloc.
Că suntem oarecum... undeva la rang înalt, să zic așa, în acest oraș. Suntem cunoscuți. Pare că a fost ceva furat de acolo, încărcătură. Ceva. Well, what would you suggest then? I know this much. The devil had the gall to impersonate my dress and my signature. Oh. Can you imagine? No, monsieur. Imagination has never been my strong suit. If it's not too much trouble, may I look at your books? My books? I'd interrogate the captain. If this crew takes bribes, I'd wager he's no less corruptible. Okay. Nu l-a lăsat să verifice cărțile, deci trebuie să mai vorbească cu echipajul, căpetenia, să vedem. Încă nu înțeleg de ce i-am urmărit noi, ce vrem să aflăm noi de la ăștia. Cred că pot să mă duc acum așa lejerianos pe aici. Și plătim, ia vezi, state. Șpagă. 150 de para. Nu cred. Și asta e căpetanul, cred. Nu? Are you the captain of this ship? Capitan Carlos Dominguez. Ia vezi, tătuțul. Te pupă, frat. Te pupă, surioara. Aici. May we speak in private? Oh, nu cred. Ce vor întâmpla lucruri interesante sau? Bun. Hai după mine, domnule capitan. Nu știu ce să zic. Uite acolo ce fundalău am. Crezi că vei fi în stare? Faci treaba aici? Vom vedea. Would you be so kind as to tell me what happened with Monsieur de Saint-Maxent's shipment? Așa cum a trebuit să aflăm ce s-a întâmplat mai exact, poate știi asta. Why would you want to know? Tragem de limbă. Bah! Don't you worry, my little Angel. The cargo found its way to the intended recipient. Let me pour you a cup. I dare you to tell me this isn't the best Madeira wine that ever graced your heavenly lips. If you insist, Capitan. Da, și un vin. Uite că e ceva acolo. Cred că trebuie să ciortim ăla. Am luat ceva de acolo. O scrisoare, un pergamin, ceva. Ce să mai vin, tate, că am plecat. Hehehe. Te-am prostit, tate. Băi, și bine că avem acest avantaj. Am 600 de goldinos. Să le dau așa for the stolen goods. Ok, deci trebuie să mergem să ne uităm pentru... Aici ar trebui să fie, să înțeleg. Bunurile furate. Trebuie să fie undeva în zona asta. Cică. Uite aici, bă, da? Pași, urme. Acum cumva refacem ce s-a întâmplat. Hai să vedem, trebuie să găsim. Ia vezi, tate, că noi nu suntem decât asasini. Suntem și detectivi în același timp. Interesant. Foarte interesant. Cred că trebuie să intru eu pineamuntru cumva. Aici nu e absolut nimeni. Azi din gură, nenorocitule. Sau pe aici. Asta nu o să mă lasă înăuntru. Am mâncat sigur. Mademoiselle, where are you going? Da, pe aici nu e absolut nimic. Deci trebuie să fie înăuntru, cumva. Trebuie să intrăm înăuntru. Neapărat. Aici nu-i absolut nimic.
După cum puteți vedea, na, să vedem cum vom reuși. Pentru că e bulangiul ăla în față. Fix aici. Nu mă lasă. Nu, chiar nu e bine. Ce vorbești? M-a nenorocit pe viață. N-ai nici abilitățile unei luptătoare, asta e chestia nașpa. Bă, na, du-te, dai într-o duces, ia de aici, bulangiule. Crezi că dau și eu, ia de aici. Dacă ești un nenorocit. Faza că acum avem probleme. Să lăs arma jos. Avem deja probleme cu gărzile. Nu foarte mari, dar... Da, nu fă niciun indiciu pe aici, bro. Da, fuck. Ah, uite aici. Deci eu trebuia să intru înăuntru. Trebuia să-l bat pe ăla cumva. Ok, ăsta a luat încărcătura. S-a dus în direcția asta. Ia să vedem, uite că avem și un cap aici, nu știu cine o fi ăsta. Deci deja au început să fie suspicioși, cred. Avem și un chest aici, pe care aș vrea să-l iau și hai să-l luăm dacă tot suntem în apropiere. Să fie aici, uite-l acolo. Hop. Ce găsim, bani? Da, 750. Bun, bun ăsta. E ceva aici, un cap de pierat pare să fie. Exact. Chiar trebuie să însemne chestia asta și ăștia se țin după mine. De va am pișel dău. Vine, ai momentan să găsim bunurile astea. Să vedem dacă reușim. De aici. Ce s-a mai întâmplat? Așa, acum trebuie să-i dăm veștile ăsta. Gata. Make sense. The good news. Hai să mergem. Așa, trebuie să mergem mai departe cu hoțul. Trebuie să mă uit și la afișe. Pentru că... pe care atât când le vedem, trebuie să... le dăm jos pentru a ne micșora... rata de pericol, să zic așa, în oraș. I am terribly grateful for your assistance, Mademoiselle de Grandpré. But how did you ever... Never mind. Just please, tell your father to expect a considerable discount for his trouble. Ok. O să-i spunem mare drag. Am câștigat încă 500. Am dat acolo feltul la ceva opțional. Nu știu exact. N-am apucat să citesc. Investigation how to infiltrate așa de governor mansion. The key to the problem. Bun, aș vrea să fac și chestia asta, dar... vreau să iau și eu viewpoint-urile astea și nu pot. Pentru că nu pot să mă urc. Nu pot să sar. Acest caracter, trebuie să începem alt quest, să mergem mai departe. Cum îmi fie asasin, atunci vom putea face mai multe chestii, văd că ca și ducesă, decât... You may put your mind at ease, monsieur. The cargo will be delivered on time. I dare say thanks a road to Saint Nicolas. Or perhaps a guardian angel, monsieur. Ah, Aveline. I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. A rămas singurei acum, ia. Yeah. The documents you found aboard the rat captain's ship. I recognize the name. Rafael, Rafael de Ferrer, a known enemy. I don't know what his business is here, but we can be sure it's more than a simple larceny. How can I help? One of Agathe's servant contacts tells us that he will attend a social soiree at the governor's mansion this evening. I'll have my best dress ready. Or my worst. Fear not, Gerald.
Iar vom intra sub controlul fermecatei Avelin. Familiarize yourself with the governor's mansion. Perhaps discover a discreet way to enter. Don't worry, Gerald. I will prepare well. One more thing. There is a small house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind buying it. Sigur. Your wish is my command. Dorința ta este comanda mea, chică. Cred că e și altceva între aceștia doi. Oh, foarte fain până acum, n-am ce zice. Uite, să omorâm martorul, ok. Momentan trebuie să schimbăm, cred că iară, costumația asta. Să mergem la casa din apropierea majestății, să zic așa, nu știu cum să le zic la ăștia, frate, că au niște nume. Până le prețin numele, va dura, probabil să va termina jocul și tot nu o să-mi aduc aminte. Dar nicio problemă. Nu știu exact, ia stați așa un pic să văd ce e aici mai exact. A, și ăștia... Vărăm bot. Ia să vezi cum bate o femeie, tată. Uite așa bate o femeie. Uite acolo. Ai văzut tătuțul? Așa bate o femeie. Altă dată să... Aveți grijă cu cine vă puneți. Hai că nu pot să sar. Da. Din păcate nu putem sări cu... Ducesa. Ok, știți, să deblocăm aici. 500 trebuie să plătim. Deja ne-o dat ăla. Dressing chamber. Give me to dressing. Vedem. Aici e bine că putem să ne schimbăm acum. Și acum în ce trebuie să ne schimbăm? În asasin sau în... Nu știu, stai să văd. În... civil. Nu, normal, nu o să zic... Nu știu cum să zic. Orice, numai nu sclav. Sclavan. Într-o frumoasă fată. Sincer, asta îmi place mai mult. Ia uite ce mișto arată. Bum. Și acum putem să luăm și viewpoint-ul ăla, cred. Acum putem să urcăm. Dacă nu mă înșel. Dumnezeu Sfântul știe pe unde mai era. Pe cel viewpoint. Bine, o să luăm mai târziu. Stai să vedem, mă pot urca măcar. Da, cu ăsta putem să urcăm. Avem și un afiș aici pe care să-l dăm noi jos. Nu-mi urca aici, te rog. Fă talente. Avem și... Vreau să văd că avem și pe cineva... A, de fapt nu. Aici unde ne schimbăm noi. Cred că e vreun side quest. Dar nu cred că avem side quest-uri în Liberation prea. Sau dacă sunt foarte puține. Ăștia trebuie să-i ucidem noi. Ăștia în bulangie care... A, n-am văzut gărzile. Asta nu e bună. Nu trebuie să bag gărzile în niciun caz. Să am probleme. Mamă, câți au venit, frate. Wow! Nu e bună. Trebuie să fugim, tate. Trebuie să fugim, tătuțul. Ne-au văzut gărzile și asta chiar nu e bună. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Au. Da. Vedeam dacă vom mai scăpa acum. Fugi, tătuțul. Fugi. Încercăm să facem niște ture pe aici. Da, am făcut un tur excelent. Gări și acolo, frate, gări și acolo. Nu e bine, tătuțul, nu e bine deloc ce se întâmplă. Un căcat scăp de ăștia. Vreau să mă feresc eu de aia.
Mă, ce se ține ăștia după mine, frate, tați-vă și voi. Lasă-mă, dracu, în pace. Nu trebuie să urcăm sus, doar pe sus putem să scăpăm. N-a fi și aici, n-a, că m-aș duce să-l dau jos. Du-te, dracule! Ce să-i merlez pe ăștia, că nu mai suport. Trebuie să nu vină mai mulți acum. Oh! Mamă, de unde a mai venit și ăsta, frate? Sunt prea mulți. Mamă, cât au venit. Da, cred că o să dau cu deces. Dar nu mă las așa ușor. Ia bulangiul de aici. Mamă, i-am încălcat în picioare, efectiv. Ia de aici. Mai vine unul. Mamă, ăsta e de la tare. Îl bași și pe ăsta. Zeu. Ia de aici, ia de aici. Ia de aici. Dar cred că nu o să scap până nu o să mor. Așa vin în continuu, frate, în continuu. O, poate că vom scăpa acum, ia să vedem. Mamă, dacă aș reuși ar fi... E forță. Mă duc la fișul ăla. Am picat ascuns aici. Nu vine nimeni. Am aici fiș toate. Zice, aveam nevoie. A scăzut, mai am una totuși, mai era un afiș. O să-l dau și pe la jos și cred că după aia are să în regulă. Hai, e destul de bine chestia asta, afișurile. Bă, să pun și online pe foc, două secunde. E nebunie toate. Nebunie cu jocul ăsta, minunat. Aproape a trecut o oră și parcă merge treaba bine. N-am făcut noi foarte multe chestii, dar e ok. Da, așa toate. Ok, și acum a scăzut aproape, mai un pic numai, mai un afiș ar trebui. Am adus eu și afișul ăla ca să n-am chiar nicio problemă. Nu de alta, dar nu vreau să am nici cea mai mică problemă cu gărzile. Trebuie să fiu cel mai bună femeie din lume. Bă, Tair, nu mă bântui și aici, te rug. Așa, și chiar nu mai avem nicio problemă cu gărzile, după cum puteți vedea. Suntem ok. A, uite-l pe ăla, mustăciosul. Seamănă cu ăla din jos. Sunt gărzile la fel, cred. A, uite, bă. Ok, trebuie să fim în spatele lui ăla acum. Din nou. Cu mare grijă. Așa, cum o să trec pe acolo? Mâncați-a și gura ta. A, ce mai din gură. Ce-am făcut? Cum era să trec pe aici? Nu mă lăsau gărzile alea niciun caz. Aici avem un viewpoint. Să venim. Hai bulangiule, nu te mai uita. Așa. Remember, we need these goods delivered to the south entrance just after sunset. Here,
This will grant you access. Și-a dat ceva ca să aibă acces la the kitchen. Hai să mergem în continuare după el. Vedem noi cum vom intra. A, trebuie să-i furăm cheia care i-a dat-o ca să aibă acces, probabil. Am furat-o. Nice. A fost mai ușor decât credeam. Deci nu mai avem invizibilitatea de la mărețul Conar. Rat, Canaruk, Ranaruk, sau cum n-ai mai zice la ăla. Mai avem puterea ursului divin, lupului divin, avem și puterea lupului. Hai să urcăm sus, avem aici un view. Points. Dacă tot le avem, îi luăm tătuțul. Bum. Cred că trebuia să mă duc mai jos, așa-i? Da. Avem și un chest aici. Mai întâi să luăm view-ul. Nice. Cum intru eu aici? Aici e problema toate. E Altair ăsta. Asta e Altairia. Femeia lui Altair. Mici în sute. Bun, tătuțu. Aș putea să... iau și din astea. Sincer, și parcă le-aș lua. Așa, al mare, cât de cât. Nu știu cât gol trebuie să dau. Upgrade-ul de aici. Putem să dăm upgrade-ul la... portofel, la outfit, avem outfit-ul aici, lady outfit, slave outfit, pălărie. Nu interesează pe noi, asta ar fi bun. 1500. Ți-i dăm. Îi dăm. Vezi că astea funcționează altfel. E ca cum era în 2, parcă. Banca cu asta să faci profit și chestii de astea. Nu știu aici ce e ceva. Care trebuie să deblocăm, dar uite că nu putem momentan. Probabil funcționează și altfel jocul. Avem unde asta. Mergem mai departe tătuțul. A, uite aici era. Ce e asta? Tavernă? Ok. A, din nou dressing. Ja. Sincer, am dat banii cam primica, dar hai să lăsăm așa toate ce ne știe. E bine, tătuțu, că am aici un chest mititel, mă duc să mai iau niște vara. O să luăm așa cât avem nevoie, nu o să iau multe chesturi sau pe toate, cum am făcut în 2, pentru că chiar nu aveam nevoie, cel puțin în astea primele jocuri, poate prin Odyssey, prin Origins, prin alea ultimele, acolo unii totul mai diferit față de astea. Poate acolo stă altfel treaba așa, să ai nevoie de arme cât mai bune și e altfel jocul. Da, aici ne acolo în viewpoint-urile și facem side quest-urile și mai luăm așa niște chest-uri. Mai mult decât suficient, zic eu. Are rost să luăm toate chest-urile neapărat, pentru că na. Au găsești cât niște paraj. Cam atât. Avem aici iar un viewpoint. Neapărat viewpoint-urile, trebuie să le luăm. Ia vezi tătuțul aici. Creața cruce. Nice. Deja stăm bine. Deja am deblocat multe. Uite, mai avem și aici un viewpoint. Avem și aici. Bine, că oricum nu-i va trimite și quest-urile și o să le luăm. Sunt decât 11, nu sunt foarte multe. În jocul nu-i foarte mare. Va la 6 ore de gameplay. 6 ore maxim. O să și de 4 ore, dacă merge bine. 5-6 episoade am terminat. Iar aici ceva de... câți bani? 500 trebuie să plătesc. Iar e de ăla și n-am nevoie să
Ia n-am nevoie. Vedem lor chestii pe astea că nu mă aștept cu absolut nimic. Ajută că na. În schimb, ținuta. Cum intru eu aici, asta chestia, fără să fim detectați? Aici o să fie destul de nașpa. Aici îmi trebuia îmbrăcămintea, sincer. Nu prea ai cum. Nu te poți urca pe astea așa. Undeva prin spate, poate? E gard. E gard peste tot. Nu o să mă lase ăștia veci aici. Cum căcat intru eu aici? Cred că trebuie să mă să mă schimb. Cel mai probabil, că altfel n-am nicio șansă să intru. Sincer. Nu o să mă lase ea veci. Hai să vedem acum. Acum s-ar putea să meargă. Ia că stare curios. Da, acum îi dăm 150. Easy. Oh, că ți-am dat. E dracu. Așa, tătuțu. Altă viață, parcă. Dar totuși trebuie să am grijă. Nu te-ai prietenoși, dar... Nu se știe niciodată. Hai, că mă sună cineva. Zi, rapid, ce-i? Nu, no, mă aduc în data. A, bă. Ok, trebuie să le găsim pe acest mărlân noi. Vedem, totuși trebuie să nu fim detectați. În niciun caz, mergem aici sus. Sunt foarte multe gărzi. Deci n-avea nicio șansă, adică trebuia să ne costumăm neapărat. Nu trebuie să stăm foarte mult lângă gărzi, cred. Eu nu cred că au ei vreo problemă cu mine. With the Spanish under our spell, the company man will at last have the power to fulfill our true purpose. And if you provide us the labor, we'll ensure the errors of Santo Domingo are not repeated here. I will do all I can to smooth the handover of the colony, and your mission will have all the workers it needs, provided you make good on your promise. Labor is in tight supply as it is, and I must remain in power as governor. Were our arrangement ever detected? My, my, governor. I fear the air of conspiracy has gone to your head. We'll make good on our promise, so long as your end of the bargain is kept. Everything is under control. You can count on me. Bueno. Then I shall await to indulge in your delightful soiree. Tonight, I drink to the death of the Brotherhood. Ia vezi, toate. Oie. Bea, tătuță, bea. Cine știe ce... Puteri mai ai și pe aici. Oh, uite că fuge. De ce a fugit, bă? M-a văzut pe mine, mare? Da, bă, și mă atacă ăștia, incredibil. Trebuie să-l omorâm pe ăla, cică. Ok. Trebuie să luăm o moschetă de la ăsta. Neapărat. Mamă, n-ați destul de mulți. Uite că ăla au căzut jos, prostul. Gata. Ce cu ăsta te pașe. Why? You would sacrifice the good of the colony to a Templar conspiracy, governor. I should ask you why. Azi, dacă nici răspunde de ce au sacrificat toate alea. Is the future that the Templars will keep our colony French. The Templars will keep the colony Templar. Why does the Ferrer want workers?
Tell me his plans and redeem yourself. I know nothing of his plans. Nu știu nimic despre planurile acestea. Send him slaves and vagrants. The ones most likely to rise up against... Against those who would oppose oppression and claim the lives that is owed them. No, my God. Rest in peace, Gouverneur. 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 La două state. Te pupă, fratele. Da, am ieșit de aici. Le Gouverneur est mort! Aux armes! Este mort. Este mortă Tuțuc deja. S-a dus. S-a dus toate și s-a primit alarma deja. Acum o să avem probleme. Trebuia să-l omorâm cu muschetă, dar cum era să mai iau și muschetă, să mai trag și în el? Era cam complication. În fine. Go to the bill. Dar asta în episodul următor, toate că deja ne-am lungit destul de mult. O oră fix, o oră. N-avem. Dacă v-a plăcut acest experiment, dați un like, un subscribe și un share. Iar noi ne auzim în episodul următoare. Toate cele bune, respect, pa, pa.